Stimați delegați, fiecare congres al Federației Moldovenești de Fotbal are rolul său important pentru asigurarea unei activități bune pentru toți membrii săi. El ne permite să facem unii totaluri, dar în același timp ne dă posibilitate să vedem cum să ne organizăm mai bine activitatea în continuare. Multe lucruri le putem aprecia în comparație cu ceea ce a fost și cum este acum, dar sunt lucruri care vor fi apreciate în trecerea timpului. Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal și-a desfășurat activitatea pe parcursul anului în strânsă colaborare cu membrii săi conform statutului FMFM, asigurând realizarea tuturor programelor și a obiectivelor stabilite. La toate ședințele Comitetului Executiv au fost puse în discuții diverse chestiuni ce țin de dezvoltarea fotbalului autohton, dar și adoptate mai multe decizii necesare pentru buna funcționare a întregului sistem fotbalistic din Republica Moldova. Am vorbit la congresul precedent despre schimbări care pot aduce mai mult folos fotbalului moldovenesc. În anul 2018 a fost desfășurată prima ediție de campionat după o formulă nouă primăvară-toamnă. Decizia de a schimba formatul campionatului, Federația Moldovenească de Fotbal a luat-o în urmă mai multe consultări cu conducătorii de club, dar și cu obștimea fotbalistică de la noi din țară. Această schimbare am făcut-o deoarece cunoaștem cu toții că în lunile decembrie, februarie, vremea nu ne permite să jucăm fotbal pe stadioanele noastre, afară de Chișinău și Tiraspol, dar este important că condițiile desfășurării campionatului să fie cât mai prielnice pentru toate echipele participante. Primul an a fost unul de acumulare a experienței și nu toate cluburile au reușit să folosească pe deplin posibilitățile care le oferă această formulă și să pregătească în modul cuvenit. Sper că se vor face concluziile necesare și echipele vor veni mai bine pregătite pentru actualul sezon, în mod special echipele care au obținut dreptul să participe în cupele europene. Referindu-mă concret la campionat, trebuie să menționez că am avut parte de un parcurs omogen, fără probleme de arbitraj și amânări de meciuri. Pentru prima dată, anul trecut, am organizat campionatul echipelor de tineret rezerve sau dublorilor, cum mai spunem noi. Este un lucru foarte necesar pentru jucătorii tineri care pot să acumuleze experiență în joc în cadrul acestui turneu, evoluând alături de jucători experimentați. Mai mult interes pentru meciurile din campionat a adus realizarea programului FMF și UEFA de instalare a nocturnelor la 3 stadioane unde se desfășoară meciurile diviziei naționale, la Hâncești, Orhei și Bălți. În mai multe etape s-a jucat seara, când la stadion pot veni mai mulți suporteri. Acest proiect de modernizare a stadioanelor noastre, Federația Moldovenească de Fotbal, va continua la stadioanele din Nisporin și Dinamo din Capitală. Acum noi suntem în proces de implementare a următoarei etape de dezvoltare a campionatului național ce ține de modificarea actelor normative care reglementează aceste competiții. Vor fi completate capitolele noi ce țin de drepturile media și publicitare. Aceasta ne va da posibilitatea să implementăm difuzarea meciurilor din campionatul Moldovei pe toate platformele posibile, cum ar fi TV, internet, pagini sociale și aplicații sportive. Toate aceste acțiuni ne vor permite să încercăm a vinde drepturile TV și de imagine în scopul de a obține resurse financiare pentru cluburile noastre profesionale de fotbal. Deoarece m-am referit la stadioanele și infrastructură, trebuie să menționez că a continuat destul de activ proiectul Federației Moldovenești de Fotbal, toți împreună în colaborare cu UEFA prin programul său Hectric. Pe parcursul anului 2018 a fost instalat în localitățile noastre încă 52 de mini-terenuri de fotbal, numărul lor ajungând total la 435. De asemenea, în acest an au fost schimbate și două terenuri de mărim standard la școlile de fotbal de la Buicani și Zimbru.
Tot la capitolul infrastructură este necesar să menționez că după mai multe eforturi, Federația Moldovenească de Fotbal a reușit cu ajutorul Guvernului Republicii Moldova să obțină în sfârșit terenul mult așteptat pentru construcția unui stadion de fotbal de plajă. Sper că vor decurge lucrurile bine și vor începe curând lucrările pentru construcția acestui obiectiv foarte fotbalistic, foarte important pentru țara noastră, cu suportul programului FIFA Forward. Un an nou cu provocări a fost și pentru echipa națională, care a participat la prima ediție a unei noi competiții, Liga Națiunilor. Și dacă începutul pentru noi a fost unul nu prea plăcut din cauza înfrângerii la Luxemburg, atunci mai departe, în următoarele 5 meciuri, jucătorii noștri au manifestat caracter, n-au cedat și cu puțin noroc chiar puteam obține calificarea în semifinalele acestei competiții. Acum suntem la începutul unui nou ciclu preliminar al campionatului european 2020. Am nimerit într-o grupă interesantă, în primul rând, prin faptul că vom juca cu campioana mondială, echipa Franței, dar și celelalte echipe din grupa noastră, cum sunt Islanda, Turcia, Albania și Andorra, au avut la diferite etape, mai ales primele două, evoluții destul de bune. Sperăm cu toții că echipa națională este pe un drum bun, iar determinarea și dorința mai multor jucători tineri care au venit anul trecut la echipa națională, împreună cu experiența antrenorului principal Alexandru Spiridon, va aduce mai multe bucurii suporterilor noștri. Situația începe să schimbe spre bine la capitolul fotbalului pentru copii și juniori, datorită în mod special a realizării în ultimii ani a proiectului NOI. Numai pe parcursul anului 2018 au fost organizate în cadrul proiectului FMF NOI circa 200 de seminare în diferite regiuni și formațiuni de fotbal. Este foarte important că participanții la aceste seminare, antrenorii școlilor de fotbal, selecționerii și experții UEFA au făcut schimb de experiență despre procesul de pregătire a tinerilor fotbaliști talentați. Sistematic suntem vizitat de coordonatorul proiectului de dezvoltare a fotbalului de junior de elită din Europa, expertul UEFA Roger Mike Trai, care urmărește cu mare atenție desfășurarea programului FMF NOI și ne acordă sprijinul necesar. Al doilea an la rând a fost organizat turneul selecționatului Elite Club, care a adunat cei mai puternici tineri fotbaliști din echipele selecționate ale cluburilor Zarea Bălți, Șerif Tiraspol, Zimbru, Chișinău și Buican, având la în componența sa concomitent jucători de 15, 16 și 17 ani. Învingătoarea turneului echipa școlii de la Buicani a demonstrat că realizarea activă a proiectului FMF NOI aduce și rezultate pe care le așteptăm. În același timp, în fiecare an, Federația Moldovenească de Fotbal asigură susținerea cluburilor și școlilor de fotbal participante în campionatul Moldovei cu inventar sportiv și distribuie plățile de solidaritate din Liga Campionilor. Anul trecut această sumă a constituit 402.000 euro pentru Moldova. Totodată vă reamintesc că un an în urmă, la congresul precedent, tot de la această tribună, am declarat că Comitetul Executiv a Federației Moldovenești de Fotbal va forma un fond de 50.000 de euro pentru premierea antrenorilor. Acest premiu anual va reprezenta recunoașterea de către Federația Moldovenească de Fotbal a meritelor profesorilor, antrenori de copii și juniori, antrenorilor care au pregătit jucători pentru loturile naționale ale Republicii Moldova de 17, 19, 21 de ani și echipa națională, inclusiv cele de femei. După calculele făcute, 53 de antrenori până la sfârșitul lunii curente vor fi premiați de către Federația Moldovenească de Fotbal cu sumele între 100 și 3.000 de euro, ținând cont de contribuția fiecăruia. Federația Moldovenească de Fotbal continuă activitatea de formare și instruire a antrenorilor din Școala Federală de Antrenori,
precum și în oficiile regionale de dezvoltare a Federației. În fiecare an sunt organizate cursuri de pregătire și perfecționare a antrenorilor la toate categoriile de licență, inclusiv licența UEFA Pro. Mai mulți antrenori au participat la seminarele UEFA Study Group Schem, au fost desfășurate cursuri de instruire a antrenorilor sub egida FIFA. Știți cu toții că una din principalele cerințe ale UEFA către cluburile de fotbal este licențierea cluburilor. Federația Moldovenească de Fotbal desfășoară procesul de licențiere a cluburilor de peste 15 ani și este permanent apreciată de către UEFA la acest capitol. Acest proces a influențat pozitiv cluburile din divizia națională și ne-a permis să ne aliniem standardelor internaționale existente. În luna noiembrie, Federația Moldovenească de Fotbal a desfășurat un seminar pe problemele licențierii cluburilor. Reprezentanții cluburilor au fost informați despre pregătirea către acest proces pentru sezonul 2019 licența națională și sezonul 2019-2020 licența UEFA. Anul acesta, procesul de licențiere va avea loc în perioada lunii februarie, începutul lunii martie, pentru a asigura încheierea procesului dat până la începerea noului sezon, care va începe, după cum știți, pe 16 martie. Federația Moldovenească de Fotbal continuă să acordă atenție îmbunătățirea calității arbitrajului. Se desfășoară diverse cursuri și seminare, inclusiv în oficiile de dezvoltare ale Federației Moldovenești de Fotbal și în cadrul școlilor tinerilor arbitri. Au fost organizate cantonamente pentru arbitrii moldoveni din divizia națională, divizia A și B, inclusiv peste hotare. Anul acesta, în perioada 24 februarie 6 martie, va avea loc un cantonament în Antalya, Turcia, la care vor participa 50 de arbitri din divizia națională și 20 de fete care vor arbitra campionatul de femei în țara noastră. Există o colaborare strânsă cu forurile internaționale FIFA și UEFA, iar cei mai buni arbitri și oficiali moldoveni sunt invitați să deservească meciurile internaționale de club și de naționale. Federația Moldovenească de Fotbal continuă să acorde o atenție sporită fotbalul de masă, prin care atragem un număr mare de persoane, în mod special copii, la diverse competiții, turnee și sărbători fotbalistice. Sunt organizate turneele naționale Cucuță, Viitorul, Alba Cazapada, Mărțișor, Speranța, Cupa Guvernului, Liga Studențească, turneele sindicatelor de ramură și altele. Tot mai interesante au devenit festivalurile fotbalistice, printre acestea pot fi menționate festivalurile consacrate Zilei Internaționale a Copiilor, la care au participat 2000 de copii, festivalul Împreună Suntem o Echipă, festivalul Posibilități Echitabile în Sport și altele. Au fost organizate competiții în memoria mai multor personalități din fotbalul moldovenesc. În același timp se desfășoară competiții fotbalistice pentru reprezentanții presii sportive, instanțele de judecată, pentru reprezentanții misiunilor diplomatice și alte categorii profesionale. A avut loc lansarea unui nou proiect prin Fotbal Să Creștem Sănătoși, susținut de UEFA și FMF, care are drept scop încurajarea copiilor pentru sport și un mod sănătos de viață prin intermediul practicării fotbalului. În luna septembrie, Federația Moldovenească de Fotbal desfășoară în fiecare an săptămâna UEFA fotbalului de masă, în timpul căreia, în diferite localități din țara noastră, sunt organizate mai multe acțiuni fotbalistice la care participă mii de copii. Continuă procesul Open Fun Football Schools, susținut de ONG-ul și CCPA din Danemarca și de Guvernul Suediei. În prezent, el este dezvoltat prin intermediul programului specializat Sport, Școală, Poliție. FMF a desfășurat deja un șir de festivaluri fotbalistice și alte acțiuni comune cu Inspectoratul General al Poliției, IGP. Federația Moldovenească de Fotbal continuă să acorde atenție sporite și lucrului cu asociațiile raionale de fotbal, care are menirea să asigure dezvoltarea fotbalului pe întreg teritoriul țării.
competițiile și evenimentele fotbalistice desfășurate de către asociațiile regionale devin mult mai interesante și atractive. Campionatul, Cupa, Supercupa Regională și chiar Gala Fotbalului pe care le desfășurați la sfârșit de sezon aduc mult folos promovării fotbalului în regiune. Federația a reușit să organizeze pentru 120 de reprezentanți ai asociațiilor regionale și cluburilor de fotbal din divizia A și B unele acțiuni la nivel internațional. Astfel, în perioada 16-19 decembrie, în localitatea Eremcea, Ucraina, a avut loc un seminar informativ și de schimb de experiență în comun cu reprezentanții asociațiilor regionale și a cluburilor de fotbal din Ucraina. Anterior, un asemenea seminar a avut loc în România cu participarea reprezentanților asociațiilor județene de fotbal din România. După cum știți, Federația Moldovenească de Fotbal acordă o atenție deosebită fotbalului feminin. Se petrece campionatul Republicii Moldova la diferite categorii de vârstă. Pentru prima dată, anul trecut, am petrecut primul campionat al Republicii Moldova la futsal feminin. Desfășurăm sistematic diverse acțiuni din cadrul programului UEFA Împreună Noi Jucăm Puternic, care are scopul să transforme fotbalul feminin în sportul de echipă numărul 1 în Europa. În 2018, Naționala Feminină a Moldovei a participat la cel de-al doilea tur preliminar al campionatului mondial, iar selecționatele de junioare sub 17 și 19 ani au jucat în primul tur preliminar al campionatului european. Un lucru au desfășurat în anul care a trecut asociațiile de futsal, fotbal de plajă, fotbal, tenis. Avem un larg program anual de competiții. Echipele noastre participă la diferite competiții internaționale. Selecționata Moldovei la fotbal de plajă, condusă de Vasile Arlet, s-a calificat pe locul 2 în grupa sa preliminară din cadrul grupei B și s-a calificat la turneul final pentru promovare în grupa A a competiției europene Euro Beach Soccer League. Echipa națională a Moldovei la fotbal-tenis, condusă de Iurie Bulgareanu, a participat la campionatul mondial, evoluând la toate probele de concurs și la toate categoriile de vârstă, cucerind o medalie de argint și două de bronz. Federația Moldovenească de Fotbal a organizat în anul 2018, în colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarilor, Campionatul European de Fotbal între angajații sistemelor penitenciare. Acest eveniment fotbalistic a avut loc la Centrul de Pregătire a Selecționatelor, unde au fost asigurate toate condițiile necesare pentru bună desfășurare acestei competiții europene. Vreau să spun că tot mai mult interes trezește și fotbal pentru veterani. Federația Moldovenească de Fotbal face tot posibilul ca să ajute veteranii să rămână cât mai mult în fotbal. Se organizează campionatul național de fotbal între veterani, Cupa de iarnă, Supercupa Moldovei. FMF a organizat deplasarea echipei veteranilor din Republica Moldova la turneele internaționale din Turcia și Israel. Iar la final de sezon, la Centru de Pregătire a Selecționatelor, a fost organizat turneul internațional în memoria fostului președinte al Asociației Veteranilor, Iurie Conusevici, la care au participat echipele de veterani din România, Ucraina, Belarus și Moldova. Federația Moldovenească de Fotbal continuă să realizeze diverse proiecte sociale și să acorde sprijinul necesar pentru practicarea fotbalului de către persoane cu necesități speciale. De circa 20 de ani colaborăm și acordăm ajutorul necesar organizației Special Olympics Moldova, ajutând copiii din cadrul acestei organizații să se încadreze cât mai bine în societate prin intermediul fotbalului. Am susținut manifestările consacrate Zilei Mondiale a Inimii și Zilei Mondiale a Diabetului, inițiative promovate de către FIFA și UEFA. Noi vom fi și în continuare alături de cei care au nevoie de sprijinul nostru. În anul 2018, Federația Moldovenească de Fotbal a fost din nou apreciată de către UEFA prin un proiect în domeniul marketingului. În cadrul galei de premiere UEFA 2018,
la care au fost expuse peste 100 de proiecte împărțite în 5 categorii, FMFE a fost decorată cu un premiu pentru organizarea unui eveniment legat de fotbalul feminin și marketing. Acest eveniment a avut loc pe 27 iulie 2018, când 1000 de copii din taberele de vară din Vadul Vodă au participat concomitent la diverse activități fotbalistice. Este necesar de menționat că la ultimele două ediții ale galelor UEFA în domeniul marketingului, FMFE a participat cu câte un proiect și ambele au fost premiate de către Forul Fotbalistic European. Totodată, Federația Moldovenească de Fotbal își promovează mai activ imaginea sa în rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și YouTube. În același timp, site-ul Federației are un conținut tot mai bogat cu materiale video de la diferite evenimente fotbalistice. Dacă 6 ani în urmă erau numai 9 materiale video, acum acest număr a ajuns la 2600, dintre care 647 au apărut numai anul trecut. Este important că în anul 2018 Federația Moldovenească de Fotbal a găzduit primul seminar regional UEFA, în cadrul căruia au fost discutate problemele segmentului mediatic și marketing. Pe parcursul anului 2018, Federația Moldovenească de Fotbal a avut o colaborare strânsă cu FIFA și UEFA, dar în același timp și cu unele federații și asociații naționale din alte țări europene. Am participat la congresele FIFA și UEFA, la care am avut aportul nostru la luarea unor decizii importante pentru fotbalul mondial și european. În cadrul acestui evenimente, am comunicat nemijlocit cu președintele FIFA și UEFA, cu care am discutat problemele importante despre participarea Moldovei la mai multe proiecte realizate de către aceste foruri internaționale. Astăzi pot să vă spun că avem o colaborare foarte bună cu FIFA și UEFA. În anul 2018 am desfășurat în Moldova o serie de competiții, cursuri, seminarii sub egida FIFA și UEFA. Vreau să menționez că am găzduit aici la Fuzal Arena FMFE turneul preliminar pentru campionatul european la fuzal între femei și turneul preliminar al Ligii Campionilor între cluburile la fuzal la bărbați, iar la centru de pregătire la naționalul am organizat două mini-turnee UEFA de calificare sub 17 ani pentru fete și băieți. Folosindu-mă de această ocazie, doresc să mulțumesc forurilor fotbalistice internaționale prin intermediul reprezentanților săi care participă astăzi la congresul nostru, domnul Bjorn Vasalo de la FIFA și domnul Denis Bastere de la UEFA pentru susținerea permanente a fotbalului moldovenesc. Pentru noi sunt importante contactele noastre și cu colegii din alte federații și asociații naționale. Pe 7 decembrie la Chișinău am avut o ședință de lucru cu colegii noștri din România, la care au participat președintele FRF Răzvan Burleanu, secretarul general și directorul tehnic a Federației Române de Fotbal. În luna septembrie am avut onoarea să primim în vizită la noi în Chișinău pe președintele Asociației Engleze de Fotbal, domnul Greg Clark. Au fost niște discuții foarte utile pentru ambele asociații, care vor continua și în continuare. În încheiere, stimați delegați, vreau să vă mulțumesc pentru munca depusă în anul fotbalistic care a trecut. Am vorbit în raport despre principalele noastre activități. Le cunoașteți, pentru că le-am realizat împreună. Știți bine că în ultimii ani s-a investit mult în fotbalul moldovenesc. Se vede aici la nivel central, dar cred că se simte acest lucru și la nivel local. Terenuri, competiții, echipament sportiv, totul avem. Acum e greu să spui că nu există condiții pentru tinerii fotbaliști, mai ales celor de la naționale. Au fost timpuri când mulți dintre noi am jucat pe toloace și nu aveam ghete de fotbal, dar aveam principalul, dorința de a juca. Iată această dorință, noi trebuie să o transmitem fotbaliștilor noștri. Dragi prieteni, se știe că fotbal este plin de momente frumoase, dar aceste momente se obțin numai prin muncă zilnică. Pentru aceasta trebuie să depunem efort maxim
ca munca noastră să ne aducă satisfacție și rezultate cât mai bune pentru fotbalul moldovenesc. Vă mulțumesc!